Bună ziua, stau în fața domniilor voastre și a cetățenilor pentru a face unele precizări în legătură cu informația sau așa zisa analiză propusă publicului de către Centrul de Politici și Reforme din Moldova, care a avut în vizor deplasările efectuate în activitatea mea în calitate de membru al delegației noastre la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Aș dori în primul rând să prezint o scurtă informație ce ține de activitatea mea în perioada 2015-2016. Într-adevăr, în calitatea mea de membru al delegației Republicii Moldova la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, am călătorit relativ mult. Fac parte din această delegație pe parcursul a 10 ani cumulativ. Și iată, astăzi am celebrat 20 de ani de la ratificarea Convenției Europene pentru Drepturile Omului, așa că jumătate din acest termen îmi revine și mie în calitate de membru al delegației noastre la APCE. În toți acești ani am deținut mai multe funcții și respectiv în virtutea exercitării sarcinilor și responsabilităților a trebuit să mă deplasez pentru a fi prezent la ședințe ale comisiilor, subcomisiilor, la ședințele plenare ale adunării și alte evenimente ce țin de activitatea Consiliului Europei. Am întreprins vizite de documentare în țările aflate în proces de monitorizare, vizite de celebrare a unor date marcante. În perioada de referință am fost membru la 4 comisii importante și 3 subcomisii pe care nu am să le menționez, ulterior voi distribui o notă informativă ca să le vedeți. Ceea ce aș vrea să scot în evidență este faptul că la începutul anului 2015 am fost reales în calitate de președinte al Comisiei de Afaceri Sociale, Dezvoltare Sustenabilă și pe parcursul acestui an sau acelui an mai bine zis, am decis să organizez o ședință a Comisiei aici la Chișinău. Ceea ce a fost o premieră, de fapt, și faptul că am deținut 2 mandate a unei președinții la Comisie APC, de asemenea a fost o premieră. 2 zile aici la Chișinău s-a desfășurat ședința unei comisii APC. Prin activitatea pe care am desfășurat-o în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, am încercat să reprezint cât mai bine Republica Moldova, dar de asemenea să mă implic în soluționarea unor probleme de ordin european. Pentru a da doar câteva exemple, aș vrea să menționez că în perioada 2015-2016 am semnat 26 de moțiuni. Moțiuni pentru rezoluții și recomandări, cum ar fi, spre exemplu, încălcarea brutală a drepturilor omului în Rusia, votul în diasporă, urmărirea implementării rezoluției 1903 și promovarea fortificării transparenței, responsabilității și integrității membrilor adunării parlamentare. Am semnat peste 12 declarații. Practica de selectare prenatală pe criterii de sex, legislația și practica de separare a copiilor de familiile lor în Norvegia. Avea de asemenea să menționez câteva luări de cuvânt și practic nu există sesiune la care să nu am luări de cuvânt. Printre ele au fost legate de Federația Rusă, anexarea Crimeei. A fost binecunoscutul, dacă vă amintiți, amendament cu privire la retragerea forțelor armate ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Toate acestea au venit în urma acestei activități. În 2015 am prezentat un raport și, iertați-mi lipsa de modestie, sunt singurul deputat în adunarea parlamentară a Consiliului Europei care pentru prima oară a prezentat rapoarte și am acum, la ora actuală, 5 rapoarte deja în cadrul APC. Combaterea intoleranței și discriminării creștinilor în Europa, lupta împotriva ultrasexualizării copiilor. Zile trecute am asistat la un scandal de abuz sexual a unui copil, norme care de asemenea sunt importante atât pentru Republica Moldova, cât și pentru cetățenii din alte țări europene. Ar fi multe de menționat, dar eu mă voi limita pentru că, așa cum spuneam, există și o notă informativă din care puteți să vă documentați. Ceea ce aș vrea să menționez, și lucrul acesta mi se pare extrem de important, este că eu regret faptul că autorii acestui studiu nu s-au documentat așa cum ar fi trebuit să o facă. M-am uitat peste acest raport și am văzut unele erori, erori pe care le consider tendențioase și chiar politizate. Iată câteva argumente în favoarea ceea ce spun. Raportul infografic prezintă anumite date pe anul 2016, iar anumite date prezintă pentru 2 ani, 2015 și 2016. Cineva s-ar gândi, poate e întâmplător. Eu nu cred că este întâmplător și vă spun de ce. Pentru 2016 eu nu am fost în topul călătoriilor. Cumulativ, 2015-2016, eu sunt în topul călătoriilor.
Dacă ar fi fost prezentat raportul așa cum el este, atunci eu nu aș fi fost scos în vizor. Un alt element. În raport se menționează cheltuielile partidului sau grupului popular european din Moldova, ceea ce din nou nu este adevărat. Grupul, după cum știți, a fost constituit în luna aprilie și legal recunoscut în luna iulie. Deci călătoriile mele în anul 2015 au fost în calitate de membru al fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova până în aprilie 2016, apoi o perioadă în calitate de deputat neafiliat. Toate acestea cred că s-au făcut în mod intenționat pentru a discredita, pentru a arunca cel puțin o umbră asupra grupului parlamentar pe care am onoarea să-l conduc. Cred că aceasta explică și faptul de ce, spre exemplu, chiar și Partidul Democrat are mai multe cheltuieli. 14 deputați ai fracțiunii Partidului Comuniștilor în 2015, ei erau în cadrul fracțiunii. Vedem că fracțiunea Partidului Comuniștilor are mai puține cheltuieli. Și atunci apare întrebarea, cei care au făcut acest raport, oare ei nu știau aceste lucruri? De ce un raport făcut, până la urmă, cred că tot pe banii europeni? Și banii europeni nu sunt diferiți de banii publici din Republica Moldova. Sunt folosiți bani pentru a face rapoarte de manipulare în loc să fie de informare, în loc să fie o analiză obiectivă și corectă, ca să fie informați cetățenii despre activitățile unui parlamentar și în toată perioada cât am fost și sunt acum încă în calitate de vicepreședinte al adunării parlamentare a Consiliului Europei, nu am ascuns nimic. Adică totdeauna am încercat să fiu transparent, puteți vedea la fiecare deplasare anumite relatări, postări, interviuri, toate acestea le-am făcut cu un singur scop. Să existe o bună informare, oamenii să cunoască despre aceste călătorii, să cunoască despre activitatea pe care o am și despre modul cum reprezint Republica Moldova și, în particular, să zic așa, Parlamentul Republicii Moldova. Deci, în încheiere, ceea ce vreau să menționez este că regret că această așa zisă analiză s-a făcut cu erori, în mod tendințios și, evident, are și o componentă politică. Aș dori foarte mult ca autorii acestei analize să-și revizuiască acel infografic pe care l-au făcut. Dacă sunt întrebări în adresa activității mele, totdeauna sunt deschis să răspund la ele. Vă las o notă informativă ca să vă documentați. Astăzi este și Ziua Internațională a Zâmbetului, dacă nu greșesc, așa că chiar dacă sunt și anumite necazuri, eu cred că ceea ce vă urez este să vă informați, să zâmbiți și să vă documentați din documente veridice. Dacă eventual este vreo întrebare, eu sunt gata să răspund la ea. Și eu vă mulțumesc. Să aveți o zi bună. A fost consimțită în actul de constituire a statului.